prima colonie germană din Bucovina a fost colonia de Țipter de la Iacobeni, o colonie formată din mineri de confesiune evanghelică, profilată în valorificarea zăcămintelor de mangan aflate din belșug în zonă. Astăzi există acolo, să spunem așa, drept patrimoniu istoric, afectiv, edilitar, dacă vreți, o frumoasă biserică evanghelică și mai ales palatul administrativ al lui Anton Manz, cel care a coordonat exploatările de mangan din zonă. Coloniștii din Iacobeni au fost aduși din Țipț. Țipțul era atunci în Ungaria, în partea ungară a Imperiului, ulterior în Slovacia, dar și din partea de nord a Transilvaniei. Există Țipter și la Vișeul de Sus, în Maramureșul de astăzi. Evident că numărul lor este extrem, extrem de mic. Pe de altă parte, acești Țipteri și-au adus o contribuție extraordinară la dezvoltarea iacobenilor și a împrejurimilor. Au construit o infrastructură conform standardelor vremii, s-au remarcat ca oameni conștiincioși, muncitori, responsabili, ca specialiști, cum spuneam, ca oameni care frecventau cu regularitate Biserica Evanghelică și mai ales ca cetățenii ai Imperiului, extrem de loial, de credincioși și difuzor de cultură și civilizație de factură germanică. Așa au și rămas, vreau să spun, în conștiința locuitorilor, a celorlalți până în zilele noastre. Sigur că această colonizare de la Iacobeni, care a început în 1786 și care oficial s-a încheiat în 1792, deci în vremea lui Iosif al II-lea, în vremea guvernatorului Bucovinei Carl von Etzenberg, nu a fost singura, pentru că în continuare au existat încă cel puțin două valuri de colonizare germană. Este vorba de țărani germani care au fost plasați într-un proiect bine coagulat și închegat, pentru că această colonizare a fost stimulată financiar și material, în diferite zone ale Bucovinei. Putem vorbi de colonii de sticlari, cum ar fi colonia de la Carlsberg, astăzi Gura Putnei, lângă Putna, județul Suceava. Putem vorbi de colonia de la Fürstendal, astăzi Voievodeasa, lângă Sucevița. Putem vorbi de colonii din partea de nord al Bucovinei, de la Jadova, Jadova Nouă, de la Tereblecea. Putem vorbi de coloniile din jurul Rădăuțului, colonia de la Minișăuți, colonia de la Satu Mare, Bădeuț, Marginea, Arbore. Putem vorbi de colonia de la Lichtenberg sau de alu Ederi, colonia din Clit, la 1 sau 2 km. Putem vorbi de coloniști care la un moment dat, coloniști germani, au fost încadrați în ceea ce s-a numit ulterior Hegelia de stat de la Rădăuți, una dintre cele mai renumite din întregul Imperiul Austriac, inaugurată la 1792. Putem vorbi de coloniștii germani de la Frătăuții Noi, de la Sfânt Onufrii, de lângă Siret, colonia Borii, de lângă Gura Humorului, astăzi dispărută, alte colonii germane care au dat, să spunem așa, o plus valoare evidentă zonelor în care s-au stabilit. Putem vorbi de coloniști germani care au înființat colonii de sine stătătoare, deja am enumerat câteva dintre ele, sau putem vorbi de coloniști germani care au coabitat cu alți coloniști veniți din alte provincii ale Imperiului. Bună oară, colonia de la Poiana Micului, pentru că acolo, acea colonie, inaugurată la 1842, am cunoscut, să spunem așa, contribuții din zona germană. Nu degeaba Poiana Micului este numită și Buchenhain, și o influență de origine clar poloneză. Deci un grup mare de polonezi care întemeiază această colonie, Poiana Micului, dar și un grup de germani care își aduc aportul amintită colonie. Putem vorbi de coloniști germani care, iată, vin în Cacica, Cacica fiind inițial o colonie poloneză și a rămas ca atare în cea mai mare parte a devenirii sale. Sigur, putem vorbi și de alte colonii
repet, în care coabitarea germanilor cu alte populații a fost extrem de benefică, a rămas în conștiința, în memoria colectivă, cu valoare de model. Germanii care au avut de transmis foarte multe lucruri în zona culturii tehnice, în special a civilizației, a infrastructurii, dovadă că în limbajul tehnic al bucovinenilor foarte multe cuvinte sunt de origine germană. Ele sunt reflexia unor preluări, a unor transferuri culturale extrem de benefice, o expresie a coabitării, a valorizării, după cum și trebuie să menționăm, coloniștii germani au preluat, obiceiuri, tradiții dinspre ceilalți locuitori ai Bucovinei. Să nu uităm colonia, colonia germană de la Iscangară, să nu uităm de germanii care au devenit extrem de numeroși în orașele Bucovinei, începând cu capitala, cu Cernăuți, terminând, dacă vreți, cu perla Bucovinei, cu Vatra Dornei. Peste tot au existat comunități de germani aduse din diverse zone, fie că vorbim de Boemia, fie că vorbim de Hessen, fie că vorbim de alte zone germanice, partea Imperiului Austriac și nu neapărat, nu numai, fie că vorbim de Galiția, de unde vin alți coloniști. Nu degeaba, la un moment dat, Rădăuțul este cunoscut drept cel mai germanizat oraș al Bucovinei. Nici nu avea acum, pentru că 70% din populația sa folosea în mod obișnuit limba germană în conversațiile cotidiene și, de regulă, în viața de zi cu zi, în toate dimensiunile sale. Dragi telespectatori, vă împărtășesc bucuria mea de a întâlni o fostă colegă de servici. Doamna Antonia Gheorghiu a fost colega mea de servici împreună cu soțul său, domnul inginer Duiliu Gheorghiu, a fost chiar coleg hidrotehnician cu mine în atelier. Doamna lucra la pregătirea proiectării și mai aveați un frate, Otto Exner. Da. Iată, numele de familia noastră este Exner, Antonia Exner. Și Otto lucra împreună cu cumnatul meu la Topo. La Topo. Da. Topo Geo erau, da, băieții care lergau cel mai mult pe teren. Da. Și ne bucurăm că ne-am reîntâlnit aici. Dumneavoastră aveați onoranta, eu știu, funcție de președinte a filialei Suceava a Frontului Democrat German. Despre această frumoasă comunitate germană care are un trecut, are un prezent și sunt convins că are și un viitor. Probabil. Eu vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumesc că ne-am întâlnit după ceva ani, dar asta e, întâlnirea este totdeauna benefică pentru toată lumea. Și vreau să vă spun că noi suntem una din cele câteva societăți germane, deci Forumul Democrat al Germanilor pe țară este la Sibiu. De acolo avem forumul de la București, regiunea extracarpatică, forumul de la Banația, forumul din Bucovina, forumul din Satul Mare și forumul din Transilvania. Siebenstadt, da, cele șapte, da, orașe. Și mai avem un forum de tineret pe țară. Din păcate, în județ la noi, forumul pe țară a tineretului o leacă s-o destrăma din cauza pandemiei, pentru că făceam împreună cu școlile, cu predare intensivă de limba germană, aveam foarte multe activități culturale ca să propagăm mai departe ceea ce am învățat de la părinții noștri. După evenimentele din România, noi am fost aici în județul Suceava, am fost cam 7.000 de etnici, așa. Germani. Din păcate, după evenimente, noi am aflat de la ambasadă că cei care au fost în 40 în Germania și trimiși înapoi de ruși și de americani,
dar au avut cetățenia germană de pe timpul lui Hitler, da. Pot să, dacă n-au cerut altă cetățenie, pot să, până la a treia generație, să recapete cetățenia. Ceea ce s-a și întâmplat și vă dați seama, tineretul, prima ieșire au fost instituțiile de învățământ superior, care eu așa știam că ale noastre sunt foarte bune, universitățile, dar nu știu de ce au optat pentru ieșire, probabil faptul că am fost așa strânși și acum liberi. Da, dar libertatea nu este totdeauna ceea ce credem noi. Da, știți cum. Acum, în paranteză, și musca e liberă, dar se întoarce tot acolo unde știe că trebuie să meargă. Dar încet, încet vedeți că ai noștri tineri și așa se întorc în România înapoi. Noi avem o țară extraordinară și cu ocazia forumului german am reușit cu membrii de-ai noștri și cu alții să ne întâlnim în toată țara asta și am descoperit ceea ce n-am descoperit în trecut, acum, la bătrânețe. Dar e bun și asta. Nu, mai aveți timp, ce bătrânețe. Ei, Doamne ajută, este, cu Dumnezeu Doamne înainte. Ajută, așa spun și eu, să fie pace și liniște și să nu mai fie probleme medicale din astea mari. În rest, ce să vă spun? Noi, tradițiile, începând cu ianuarie, când îi boboteaza, când toate astea le sărbătorim în cadrul bisericii și în cadrul forumului. După aceea avem intrarea în postul Paștelui, care se sărbătorește la noi într-un mod foarte strict, în sensul că la biserică noi urmăm calea crucii lui Iisus și din punct de vedere al forumului, deci tot așa atunci se cheamă că este ultima dată când noi putem dansa, cânta ce vrem și ce nu vrem, iar după ce se termină această perioadă de fast, strictă de post. Așa de post, da, nu venea acum în minte, de post, începem cu ziua floriilor, care tot se sărbătorește și la biserică și în cadrul forumului, și Paștele. Paștele care este nu deosebit, întrucât am locuim aici într-o comunitate unde sunt foarte multe etnii și ca și în trecut, ca și acum, ne întâlnim la toate activitățile culturale. Și probabil că am moștenit unii de la alții ce mâncăruri fac ei, ce mâncăruri facem noi și ne întâlnim și acum cu ei, este foarte frumos. După aceea, anul acesta ce va veni, vom sărbători în Bucovina a 20 de ani de la întâlnirea bucovinenilor, deci mă refer și cu cei din Bucovina de Nord, germanii de acolo, cu cei din Moldova, că și acolo avem și anul ăsta i-am avut cu noi, și din toată țara, că anul trecut am fost în jur de 200 de persoane, 3 zile sărbători. Mă iertați o întrebare, poftim, curiozitate. Ține de un calendar al forumului german sau ține de ceea ce știm noi că la Bucovina, la spațiul ăsta al nostru, există acea triadă de orașe, Augsburg, Cernăuți, Suceava? Nu, nu? Deci separat de ei. Separat de ei. Mm-hmm. Deci asta este interesant, întâlnirea e foarte noastră interesant. În luna august, de obicei, când este și întâlnirea la Cacica cu Maica biserica, Domnului, la biserică. Și atunci, Basilica Minor. Da, și atunci vin foarte mulți și cu ocazia asta îi avem și la întâlnirile noastre, întâlniri pe care noi le-am făcut din copilărie împreună cu părinții, cu bunicii, deci așa au fost. După aceea avem Oktoberfestul, care este în octombrie și atunci ne întâlnim pentru luna octombrie când se merge la biserică, deci față de ceea ce se făcea în Areni,
așa, pe vremuri. Cândva, da, sărbătoarea așa, aia. Era foarte frumoasă, mergeam și noi, dar în primul rând mergeam cu coșurile, cu bucate. Deci bucate din grădină, cu, din livadă. Un fel de ziua de recolte, tot, un fel de ziua recoltei. Mergeam la biserică. Era o slujbă mare, acestea de anul în curs erau binecuvântate și era și o rugăciune pentru anul viitor, Dumnezeu să ne dea tot ploaie la vreme și tot ce trebuie ca să fie recoltele bogate. Asta a fost în octombrie. După aceea, la 1 noiembrie este ziua morților, care este sărbătorită da, și la noi peste tot, a tuturor sfinților și a morților. Se merge pe cimitir, se binecuvântează mormintele și cam asta e. Da, este o zi în care ne întâlnim cu ceea ce au fost cândva neamurile noastre. Și ultima care este, așa, este ziua, nu chiar ultima, penultima, da. Este ziua Reformei, că vedeți aici alături de noi este Biserica Evanghelică. Da. Deci Reforma a fost între catolici, a lui Luther Martin, așa, care s-au despărțit de catolici pentru că nu le-au plăcut unele chestii, dar noi suntem tot împreună cu ei pentru că pe timpuri aveam ocazia să mai auzim, când venea preotul din Bistrița, aveam ocazia să mai auzim limba germană și vorbim în germană și așa. Cu toate că și în Biserica Catolică, ca și pe timpuri, ca și acum, slujba era dimineața în germană, în polonă și slujba mare în limba română. Deci nu putem spune că n-am beneficiat de aceste slujbe. Și care este după aceea Adventul, cu cele exact, patru lumânări. Și după ce se termină perioada de Advent, vine Crăciunul, cu Moș Crăciun. Ceea ce facem și noi, sărbătorim în și în perioada asta se ține post, nu? Da, Adventul. Se ține postul da. Și noaptea de 24 de da. Crăciun, atunci se mănâncă 12 feluri de post, după cei 12 arhangheli. Apostoli, pardon. Așa. Și ce vreau să spun, astea tradiții le-am preluat de la ai noștri, le sărbătorim și acum. Pe lângă toate astea, hramurile bisericești. Începând de la primul până la ultimul, totdeauna plecăm la toate bisericile, hramurile se țin tot în trei limbi, așa. Da. Acum, pentru că greco-catolicii n-au căpătat înapoi Biserica Sfânta Înviere, da. Care era lor, și-au încercă să-și facă aici, alături. Da. Da. Aici noi ne întâlnim de 2-3 ori pe săptămână, căpătăm ziarele germane și din Germania și din Sibiu și din București, așa, și colegii mei este da. Domnul Miller Ștefan, Ștefan da. Vino leacă încoace, este doamna, da, de etnie germană da. Și aici mai trebuie să spun... Cu drag, domnul Miller, cu drag. Așa, doamna, unde e Ani? Ani doamna Marie Ani. Emilie Slavic, o ieșit? Oh, doamna Slavic. Da. Da, și domnul Hoffman Herbert, da. Care este, era inginer la uh-huh. jos, la... Mai țineți minte, noi mai aveam, erați noastră cu Otto da. La proiecter, mai era Herman Fazekas. Da, m-am întâlnit un inginer, cu el zilele astea foarte bun. Coleg cu Duiu, cu da, noi. Da, 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 și mai era o Brândușa Marmeliuc. Ai, cum să nu o știm da, pe Brândușa? Care are și cetățenia germană. Știu că copiii sunt în Germania. Da, da. Așa, și trebuie să vă mai spun că ceva, părinții, de unde ne știm noi așa de da. Bine și cu Ștefan Miller da. Și cu ceilalți de aici din zonă, părinții mei au fost deportați împreună cu părinții lui în Siberia. Extraordinar. Și au fost 4 ani de zile acolo, după care au venit înapoi, iar deputatul nostru, domnul profesor Ovidiu Ganț, a reușit ca să
să îi ajute pe acești părinți care au venit înapoi să capete o pensie pentru anii cât au stat în URSS. Deportați. Deportați. Iar noi, ca urmași ai lor, căpătăm și noi o cincime din această... O recunoștință, da, cumva. Da. Și cam asta e, așa, grosso modo, de ce pot să spun. Noi vă mulțumim. Vă urăm un gând, poate atâta v-am mai rugat, că suntem în preajma Zilei Naționale. Ani, trece aici. Doamna Ani, bună ziua. Doamna. Cu drag, doamna Ani. Marie Emilie Slavic. Să rămână, doamna Ani, noi ne știm cu drag. Bine, uitați aici cu doamna Antonia, am fost colegi. Care este, da, cu socialul, unde se ocupă de... Vedeți cum se lucrează de bine și de frumos. Da. Ne bucăm. Da. Noi ne cunoaștem, vă dați seama, Suceven, doar da. De la domnul toată Hoffman, lumea. Hai veniți, domnul uite, Hoffman. Domnul Hoffman, domnul Hoffman, domnul inginer Hoffman, care acum e la pensie. E sănătos. Și dumnealui este în birou de la... Da. Central, e frumos, eu n-am văzut niciodată aici și am înțeles că vă, poate ne mai vedem cu drag, cu bucurie multă. Da, da, da. Așa, da. Cam asta e. Dacă e aici doamna Gheorghiu, vă dați seama că ne-am. Așa, domnul Hoffman. Ia uite un domn, domnul inginer. Da, cum? Her inginer. Așa. Iar pentru sărbătorile care vin, la toată lumea, de toate naționalitățile și peste tot în Bucovina și în toată lumea, mulți ani, sănătate, un Crăciun binecuvântat și un an nou binecuvântat, să fie bun și mai bun, dar în primul rând să fie liniște și pace în lume. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Dacă am greșit cu ceva, vă rog să mă scuzați. N-ați greșit cu nimic. Iar noi dacă vă mulțumim. Place, mulțumesc și eu. La rândul nostru primiți toate cele mai calde gânduri pentru comunitatea germană pe care o reprezentați. Mulțumim. Și împreună să ne continuăm existența, da, așa după cum hotărăște istoria. Da, așa cu este. Drag. Guten Tag. Guten Tag. Suntem în cabinetul domnului Karl Mohr, distins cercetător în cadrul Institutului Bucovina. Este un prieten de-al nostru, este un om care are rădăcini germane, perfecte, vine dintr-un trecut german așa intens, are sentimentul acesta de responsabilitate pentru a duce mai departe ceea ce a primit din trecut. Și vreau să vă spun, dragi prieteni, că domnul Karl Mohr este, uitați-vă aici, după metereze de cărți. Aici avem o cetate a științei legată de Bucovina. Am venit la un specialist în istoria Bucovinei. Și, particular, eu știu acest segment german care, nu-i așa, marcase istoria de acum un secol al Bucovinei. Da, trebuie să spun, nu sunt specialist în istoria Bucovinei. Sunt alți istorici în Bucovina care s-au specializat. Însă, în ceea ce privește evoluția, procesele acestea de evoluție culturală a Bucovinei, la asta mă pricep într-o oarecare măsură și la, de asemenea, în mod deosebit la evoluția culturală, la apariția, dezvoltarea, dispariți și, din păcate, dispariția, putem spune extincția grupului german din Bucovina, grupului etnic german. În opinia mea, astăzi nu mai putem vorbi de o comunitate germană în Bucovina. Comunitatea germană a murit. Nu trebuie ca să murim noi toți, adică noi mai existăm așa ca persoane particulare. Cu anumite ocazii ne și întâlnim, socializăm la biserică uneori, cu ocazia diverselor evenimente, la Rădăuță, de exemplu, în mod tradițional,
se organizează un carnaval de lăsatul secolului. Astăzi este lăsata secolului. De regulă, înaintea Apostolii Paștelui. Paștelui, deci cel mare. Da. Duminica Cenușii. Ei, și deci noi, nu se poate vorbi, chiar dacă o să mă atrag antipatia conaționalilor mei, trebuie să recunoaștem că o comunitate germană vitală numai în Bucovina, germană vitală nu mai există în Bucovina. Ce caracteriza înainte această vitalitate a comunității și ceea ce, nu așa, prin opoziție nu mai ar fi ceva ei, care vă urmează profund? Desigur, în perioada administrației austriece, până în 1918, germanii formau o comunitate vie, erau implicați social, erau implicați economic. Unii istorici, români bucovineni și bucovirofili, afirmă chiar că germanitatea și comunitatea germană era un factor de echilibru în societatea bucovineană. După aderarea Bucovinei la România Mare în 1918, această comunitate s-a păstrat. În ciuda unor măsuri adoptate de statul român de uniformizare etnică, de scoaterea limbii germane din școli, din Universitatea din Cernăuți, comunitatea germană a reușit, a găsit resurse de a-și cultiva identitatea și tradiția. Da? Marea lovitură a fost dată în 1940, când 90% din nemții bucovineni au fost străbutați pe teritoriul celui de-al treilea Reich. Da? Sigur, după aceea... S-a terminat războiul. Au fost deportați unii germani care rămăseseră aici în Siberia. Au avut loc aceste tragedii, de unele... Tragedii mari, da, erau mari. Bun, în general și cei care n-au fost deportați au avut de suferit, pentru că ei își pierduseră proprietățile, du? În 1940 au predat comisiei de străbutare proprietățile lor. Li s-a promis că în Reich ei vor fi despăgubiți și acum erau lipsiți de mijloace și în primă fază, până în anii 50, nu aveau nici drepturile cetățenești. Nu? Bărbații nu puteau să meargă la lucru, copiii nu puteau să meargă la școală, deci a intrat într-o profundă criză. Această comunitate. Singurele medii în care putea fi cultivată limba germană și într-o oarecare măsură modul de viață german erau familia și biserica. Mă refer la Biserica Catolică, pentru că după 1945 nu au mai în Bucovina, na, cam un sfert din nemți erau luterani, evanghelici, dar după 1945 nu a mai fost în Bucovina un preot evanghelic, un pastor evanghelic rezident. Venea de la Bistrița, din Ardeal, la anumite săptămâni. Dați-mi voie să vă prezint o carte care a apărut anul acesta. Uitați, sunt două volume masive și
sunt scrise cu multă, adică în spirit științific și cu multă obiectivitate. Volumele sunt coordonate de profesorul Andrei Corbea Hoiji de la Iași și de profesorul Rudolf Griff și se referă la limbă și cultură germană în România. Interesantă este perioada 1918-1935. 33. Oare de ce? Din 1900 până... Intra Partidul Social. E o perioadă mai puțin sensibilă, da. Deci ne oprim. Da. Ne oprim în 33. Am fost bucuros. N-ați putea dumneavoastră să continuați? Ce? O cercetare, o... Păi asta o fac, încerc. Da. Încerc, dar un material destul, care se continuă. Dar e destul de dificil să fii obiectiv. Vă zic că în materialele acestea istorice, văd că aici, totuși autorii se străduiesc să fie obiectiv. Dar în istoriografia de până în 1990, fiind cea germană, în special în cea austriacă germană, se manifesta un anumit factor de subiectivitate. Acesta eu l-am denumit bucovinalgie. Bucovinalgia este o formă particulară de nostalgie. Da? Și de fapt, care ar fi o definiție a bucovinalgiei? Sunt prin bucovinalgia este o stare emoțională și intelectuală care a fost influențată, determinată de niște fapte care s-au petrecut în Bucovina și care această stare împiedică cercetătorul să fie obiectiv. Da. Chiar dacă unii conaționali de mei, mă rog, sunt mai optimiști, consider că eu am o atitudine prea fatalistă, adică totuși nu se poate ca să nu observi că comunității îi lipsește coeziunea, dar și vitalitatea. Unul din parametrii fundamentali care descriu vitalitatea unei comunități etnice este uzul limbii materne. Mai auziți pe undeva vorbindu-se pe stradă nemțește sau la prim? În anii 60 după centenar. Și ucraineană, și poloneză, și germană, și idiș. Și idiș, da. Țin minte că eram elev mare, de acum înțelegeam. Acum nu se mai vorbește. Nu se mai vorbește, dar avem președinte german. Bun, asta e altceva, mă rog, el e Sasar Delean, face parte dintr-o... Uite, vezi, și tu spui, una e moldovean, alta e bucovinean, unul e german, altul e sas, sașii au rădăcini mult mai adânci în pământul ăsta decât noi, nu? Și tocmai eu am analizat și am publicat un studiu despre uzul limbii germane în Bucovina, da? Până în 1918, da? Limba germană era aici o limbă fără națiune, adică toți funcționarii români, ucraineni, toți vorbeau nemțește, da? Era cumva o limbă oficială în Bucovina și pe undeva și utilizată ca lingua franca. Lingua franca, domnule, cel care conduce e puternic și impune limba. Uitați, URSS-ul. Dar un exemplu, că l-am trăit în
arealul RSS-ului s-a vorbit rusește, da, indiferent că erai lituanian, da, estonian, moldovean. Bun. Și acum vorbesc rusește. Da, dar trebuie de spus totuși că, adică, pe lângă limba germană, da, Imperiul încuraja și cultivarea limbilor materne ale minorităților. Principal, da? După 1918, limba germană nu era limba oficială, a fost scoasă din justiție, din administrație, era și corect așa, dar după aceea a fost scoasă și din școală, din teatru. A rămas încă, a prezentat oarecare importanță încă în presă. Da? Presa din Cernăuță, de exemplu, datorită unor jurnaliști profesioniști, evrei, în special evrei, au continuat să publice în limba germană. Totuși, se manifestă o oarecare degenerare a uzului limbii germane. Am analizat extinția uzului limbii germane după o metodologie elaborată de un germanist, îl cheamă Hans-Jürgen Zase. El a elaborat o teorie pe care a denumit-o The Death of Language, moartea limbii. Na, germanist, neamț, scrie în engleză. Asta e acum așa, da? Cultura germană e fundamentală. Filozofie, muzică, măi umăre, științe, despre ce vorbim. Dar vreau să spun, noi avem acum un institut Schiller, nu? Da, Goethe. da. Sunt relații. Știți, se încearcă o eficientizare a schimbului cultural româno-german. Nenorocirea este la noi în Bucovina. Noi, deci, după al doilea război mondial, nu am mai avut școli cu predare în limba germană. Da? Și asta se simte, da? Acum din sunt cauza asta, nu clase intensive cu limba germană, de predare în germană. Sunt, licee, dar eficiența, despre eficiența lor, mă rog, nu știu, care consecința noi de aceea nu avem grupul etnicilor germani din Bucovina, nu avem intelectuali autentici, nu avem elite culturale care să ghideze și eventual să revitalizeze acest un mod de a fi, da? Ein Menschenbild, un tip antropologic, da, identitar. Îți mulțumesc mult și încă o dată. Mult plăcere. Scuzați fatalismul și tot asta. Dar pentru mine e trist. Știți? Să dezvoltăm ideile acestea pe care tu le-ai studiat. Tu, da, nu vorbești. Da. Tu vorbești pe studiu. Tu, da, nu vorbești. Adică nu e un fapt. E o durere. Da, poate. Da. Uitați-vă, toate în analele Bucovina, studiile, da, mele referitoare la, da, la limbă, cultură, civilizației germane, le public în analele, okay, Bucovinii. Aveți acces la bibliotecă, să găsesc în Biblioteca Academiei. Eu zic că mă bucur că te cunosc, da, și că aflăm atât de multe lucruri interesante și reînnoiesc invitația ca să dezvoltăm ideile tale minunate într-o emisiune mai pe larg, poate cu mai multe episoade. Ești, da, de acord? Doamne ajută, dacă credeți că merită. Și dacă credeți că îi interesează pe telespectatorii dumneavoastră, limba germană, cu multă nu plăcere. Limba doar că s-o hodinitul, adică, da, aici vom face și noi. Mulțumesc mult! Dragi prieteni, Bucovina, o Europa în miniatură, ne aduce în prim plan un pictor drag mie, un pictor al generației, să-i spunem, de mijloc, dacă eu sunt generația celor bătrâni, și nu întâmplător mă bucur așa din tot sufletul, pentru că între copiii nemți din perioada mea de adolescență, de elev la Suceava, prima tinerețe, așa, tatăl lui Leo, domnul Meriș, Siegfried Anton. Siegfried, vă dați seama, Anton, nume Deutsche. Eram prieteni, am rămas prieteni și am descoperit că
ai noștri copii au crescut mari, sunt valoroși. Leo este inginer, vreau să vă spun, dar aici este adus în prim plan pictorul. Dar tu, pictore, poți să vorbești două despre formula asta ta de ai învățat, te-ai devotat tehnicii, asta a însemnat matematică, fizică, ai niște valențe care, și iată că vii tu cu cuțitul, atențiune, este specialist, printre puținii specialiști, cum zic eu, consacrați în pictura în cuțit. Deci, pe pânză, da, acea pastă miraculoasă, combinația celor culori, se face cu un cuțit. Un cuțit ascuțit. La minte și la sensibilitate. Da. Tehnica pe care o abordez, cuțit de paletă, sincer, am moștenit-o, dacă pot spune așa, de la prietenul meu, pictorul Carmel Georgescu. Da. Deci acum 13 ani, când, să spun, mi-am pus bețele în cui, după ce am încheiat, așa, va să spun, activitatea mea ca și tobar, da, în mai multe proiecte muzicale locale, da, și am făcut școala populară de artă, am avut șansa să-l cunosc pe Carmel Georgescu. Și văzând lucrările dumnealui, mi-au plăcut foarte, foarte mult, ca și tehnică, ca și ingeniozitate. Spontaneitate. Și spontaneitate, da. Și, sincer, abia așteptam cumva să termin școala, să încep să mă dezlănțui și eu în ceea ce privește această tehnică. Pentru că tehnica presupune, într-adevăr, multă culoare, o anumită îndemânare pentru a putea combina culorile și a le pune exact unde trebuie. Mai mult, această tehnică o consider așa puțin mai bărbătească, dă o anumită textură pe care eu o iubesc, sincer, și îmi place la nebunie. Dar vreau să facem o mică paranteză așa. Și consumă foarte multă materie. Foarte mult materie. Tehnica are acea denumire impasto, care presupune foarte multă culoare. Pasto. Da. Și vorba foarte de bărbăția culoare, asta, da, când pui cu cuțitul un accent așa acolo... Este. Dezavantajul ei este că dacă vrei să vibrezi, să pui o culoare una peste alta, cam trebuie să aștepți să se usuce, da, stratul inferior, da, și după aia să începi să mai construiești ceva deasupra. De asta îmi place, deci, mie foarte mult această culoare, această tehnică. Te-a captat. Sigur, sigur. S-a potrivit. Și tematic, ce ai abordat? Sau ce te frământă, deci, în continuu așa? Am început să mă joc, efectiv. Așa. Am început să mă joc cu culorile, cu cuțitul, să învăț anumite tehnici. Am mai studiat, da, corect, singur. Ești și autodidact. Da, sunt autodidact. Felicitări. Și primele lucrări au fost acea imaginație debordantă și dezlănțuită, să zicem, acel stil abstract al, da, al artei, al picturii. După care, ușor, ușor, am început să lucrez pe parte de arhitectură civilă bucovineană. Uh-huh. Pădurea de Braz, care pentru mine este un subiect important. Și și-au voie de lumină. Așa, da. Am remarcat la tine. Și pictorul din spatele pânzei, care stă, de fapt, cu ochii la cer. Da, și asta... într-un racursi din asta care are... La infinite acord le are pe Dumnezeu. Da, asta încerc eu să reprezint prin lucrările mele. Natură, textură, o parte de arhitectură. Corect. Și, să zic așa, jocul minții prin, da, lucrările în stil abstract. Ca proiecte, în momentul ăsta încerc să lucrez cât mai mult pentru a organiza în primăvară o expoziție personală care se va numi Spre Rarău. Am mai multe lucrări cu această temă și iubesc masivul Rarău, pădurea de Brad, da, și tot ce înseamnă el. Și lumina care se și lumina, prefirează, da, prin crengile, da, bradului, de, da, cetină. Și încerc așa să parcurg prin lucrările mele un drum de acasă de la mine, adică din orașul Suceava, eventual și de acum ceva timp în amintirea, da, bunicilor. Da, da, și să mă perind așa, să merg imaginar și cu ajutorul lucrărilor mele aproape în fiecare localitate care duce spre Câmpul Lung. Și eu de acolo urcăm spre Rarău. Sunt convins, mulțumesc, că va fi un succes. Vom fi cu ochii pe tine la vernisaj și apoi te vom invita în emisiuni care să
devoleze toate acele... Eu știu, vor fi lucruri de mare rafinament. Te rog să transmiți familiei tale toate cele bune, tatălui tău, prietenului meu din copilărie, toate cele bune și să nu uiți că ești un reprezentant al spiritualității germane în Bucovina contemporană. Te felicit, mulțumesc. Dumnezeu înainte. Mulțumesc, mulțumesc mult. Astăzi, împreună cu doamna Antonia Gheorgheu, vom încerca să vă aducem într-un mediu culinar german, un mediu culinar pe care comunitatea nemțească sau germană din Bucovina încă încearcă să-l păstreze și să-l ducă mai departe din generație în generație. Vom întreba acum pe doamna Antonia despre rețetă, despre cum se făcea înainte și cum s-a adaptat rețeta respectivă. Rețeta este vorba de un șnițel, Jäger Schnitzel, un șnițel care astăzi îl cunoaștem ca și șnițelul vienez, făcut din carne, spune doamna Antonia, era făcut tradițional din carne de vânat. Noi nu-l facem din carne de vânat, îl facem din porc domestic. Făcut șnițelul vienez cu un sos de ciuperci. De obicei ciuperci de pădure. L-am făcut din ciuperci șampinioan. Se face acest sos cu ceapă, șuncă și smântână. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Am să vă spun că el pe nemțește se cheamă Jäger Schnitzel, de ceea ce faceți dumneavoastră acum, iar la noi în zonele de munte se făcea din vânat și din ciuperci, nu din șampinion, ci din hribi, așa, cu sos de smântână. Și se mai punea și o șuviță de carne de porc, da, din partea de coaste, deci acolo unde e și gras și slab. Aia se punea la când se făcea friptura de acest Jäger Schnitzel. Ce pot să vă spun așa despre ceea ce facem noi ca mâncare, spre exemplu de Crăciun. De Crăciun este postul. În ce constă acest post? Acest post constă în 12 mâncăruri de post, cum au fost cei 12 apostoli. Acestea fiind, întâi și întâi este ceea ce se cheamă oblate, adică este o pâine de asta bisericească, care se unge cu un pic de miere, iar capul de familie urează la toți Crăciun fericit, fiecare rupe câte o bucățică și o mănâncă. Apoi este peștele, așa, ceva acum din conserve. După aceea se face un fel de grâu, care tot se mănâncă. După aceea se fac sarmale de post, așa, cu orez și cu alte ingrediente, cu ceapă și cu zarzavat. După aceea, deci, chiroște, știți ce sunt chiroște? Noi, colțunașii, probabil că sunt chiroște. Da, colțunașii care se făceau și cu dulce, deci și cu dulceață și se făceau și cu brânză. Deci la noi brânza nu este de post, numai carnea. Și se făceau cu brânză și un pic de ceapă untită, așa, și după aceea se făcea compot. Compot din mere, pere uscate. Revenind la rețeta noastră, am preparat sosul de ciuperci. Acum vom face șnițelul din cotlet de porc. Acesta este bătut, aplatizat. Da. Apoi îl condimentăm cu un pic de sare și piper. Gastronomia Germaniei se bazează, are câteva ingrediente de bază care cumva identifică această gastronomie, cum ar fi varza murată, care o folosesc în foarte multe rețete. Da. Și se spune că nemții au făcut peste 200 de rețete de cârnați. Da. Sunt foarte... Care au avut porc, deci asta trebuie să spun, că, spre exemplu, pe strada noastră erau și români și ne chemau când tăiau porcul, că, spre exemplu, sângele porcului
se aduna, pentru că se făceau cârnații ceia de porc. Sângeretele, sau? Da. Și ceilalți cârnați de ficat cu orez, de diverse chestii. Și la urmă se tăia și carnea, pentru că se făceau cârnați cum vin acum, și se puneau în untură. Jumările, deci gramările, acele jumări, se foloseau și de multe ori de gospodinele nemțoaice la la sarmale. Așa, se puneau și de aia. Iar ciorba, unde se ardeau, unde se fierbeau cârnații, fiecare venea cu o ulcică și lua de acolo, că se făcea mâncarea acasă. Deci erau făcute și fel de, cum sunt acum, că cumpărăm de la magazin făinoase, deci alea le făceau acasă. Ca deserturi? Ca deserturi nu mai spun. Am rețete de tort, fel de fel, le tot făceam, dar acum, și când erau băieții, când mergeau la facultate, mama, când era ziua lor, trebuia mama să le facă tortul, care era, majoritatea erau cu nucă. Pe urmă erau, spre exemplu, de Paști, când făceam asta, Pasca, era și o pastă poloneză, așa îi spuneam noi, și cladanie, deci patru straturi. Asta, aluatul era un aluat dulce, moale, foarte bun, și se punea, prima dată, se punea rahat. Deci tăiat feliuțe, tot împăzit cu rahat. A doilea strat de cocă, se punea nucă dată pe mașină, cu stropită cu lămâie, cu zeamă de lămâie, cu coajă de lămâie, se puneau de-astea diverse ingrediente, așa venea, și ultimul strat era cu magiun. De la evrei vreau să spun că am mai luat cozonacul care se cheamă Honigkuchen, deci cozonac din miere de albin, care este extraordinar de bun. Asta... Mierea de albin eu folosesc în compoziție sau în umplutură? Nu, în compoziție. Și este un cozonac deosebit. Asta este specific la evrei. Și noi am împrumutat, pentru că în vecini aveam și evrei, iar foarte mulți au plecat. Și care au rămas, mai este domnul Golda de la liceul Ștefan cel Mare, șeful lor. Șnițelul prăjim pe ambele părți. Da. Ne face o crustă crocantă, aurie. Am întâlnit în gastronomia germană salata de cartofi ca fiind o salată a lor, pentru că o folosesc foarte mult și foarte... Da. Aceasta se poate folosi ca fel principal de mâncare sau ca și garnitură la anumite feluri de mâncare. Salata de cartofi, de obicei, pe lângă cartofi și ceapă roșie, care este un pic marinată cu oțet, da. Ce se mai folosește? Ce se mai pune în ea? Bine, asezonată cu sare și piper? Asta, sare, piper, altceva nu se punea la noi. De obicei mai puneau, nu știu dacă bucățele de unt, pentru că cartofii ăștia pe care îi aveam noi pe vremuri erau așa untoși. Dar, dacă nu aveam felul 2 de carne sau de altceva, mai se mânca așa. Era foarte bun. Mai făceam și icre false de griș cu gălbenuș de ou, precar vine cu ulei și cu un pic de oțet și ieșau așa de bune ca și cum erau icre. Acesta este preparatul nostru de astăzi, inspirat din gastronomia germană, din gastronomia comunității germane din Bucovina, Jägerschnitzel. Thank you.